Hagi l-a bătut lejer pe Dorinel în duelul celor mai selecționați tricolori din națională. 3-0 în cupă. Chiajna a jucat însă mai bine de jumătate de ceas, fără Prepeliță și Bărboianu, ambii eliminați. Viitorul a deschis rapid scorul în meciul de cupă de la Chiajna. Virgil Ghița a marcat și Prepeliță s-a remarcat cu două cartonașe galbene în 3 minute. După pauză, Dorinel a mai văzut o dată roșu și Bărboianu a fost eliminat. În 9 jucători, Concordia s-a predat. Leca și-a dat autogol, iar Andrei Ciobanu a făcut 3-0 în duelul Hagi versus Dorinel. Felicit încă o dată pentru victorie. Tot ce a construit este pentru beneficiul fotbalului românesc. E unul din oamenii mari ai României care a făcut multe, a jucat pentru România și bine că s-a întors la fotbal.